După cum știți, nu mai e mult și vine iarna care deja îi sperie pe români. Cât de mari vor fi facturile? Cu ce le vom plăti? Cum vom suporta frigul din case? Pentru a afla răspunsuri la aceste întrebări, dar și la multe altele, vă asigur, am hotărât să ascultăm în direct, aici, la Starea Nației, vocea poporului. Așadar, în fiecare seară, oricine, și când spun oricine, credeți-mă, chiar oricine, poate să intre în studio și să spună ce are pe suflet. Iată, da, intrați, vă rog. Bună Poftiți. Seara. Luați loc, vă rog. Mulțumesc. Ok. Cum vă numiți și cu ce vă ocupați? Numele meu este Violeta Fugaru și sunt instructor de fitness. Sper că se vede. Ah, mă rog, ok. Și înțeleg că la iarnă o să vă încălziți prin sport? Sunteți mai aproape, dar nu sunteți exact. Adică? Domnul meu, eu am decis să fiu autonomă și să-mi produc singură electricitatea ca să nu mai depind de hidrocentrale și toți traderii de pe piață, pentru că na, am și eu o vârstă și nu mai vreau să depind de nimeni. Mm-hmm. Cum adică? Păi adică am deja 25 de ani. Am înțeles, mulți înainte. Mulțumesc. Da, cum adică vă produceți singură energia? Păi eu am o sală de fitness. Mă rog, o sală mai mică, o săliță, cum ar zice domnul Buhnici. Și acolo oamenii care fac mișcare fac risipă în același timp, pentru că am ales acum să nu se mai întâmple lucrul ăsta, să pun toate bicicletele, să le leg la un dinam. Și atunci toți oamenii care fac bicicletă staționară la mine produc energie electrică. Și se simte? Adică se produce suficientă energie? Depinde ce nevoi ai. Adică dacă ai nevoie să licăre un bec câteva minute, mi-ajunge. Da, nu mi se pare suficient. Bine, eu mai am o strategie. Haideți să o auzim, sper să fie una mai serioasă. Mult mai bună. Domnul meu, eu memorez tot. Ce legătură are? Păi, mă ajută. Să vă dau un exemplu. Deci, ăsta e studioul. Da. Aici e masa, aici sunt scaunele. Okay. Intru, fac 3 pași și jumătate. Așa. Și mă așez pe scaun. Am memorat tot. Și în felul ăsta eu pot să mă descurc pentru întuneric. Adică nu mai am nevoie să aprind lumina, pentru că eu asta mi-am propus, să trec prin iarna asta fără să aprind lumina deloc. Mă scuzați, dar nu știu dacă vreți să citiți ceva, nu păreți genul, dar... Păi, eu îi știu pe Sadoveanu și Marin Preda pe din afară. Ah, înțeles. Și dacă vreți să vă uitați la televizor? Păi, mă uit cu lumina stinsă. Păi, televizorul consumă electricitate. Da, dar nu și dacă nu-l deschizi. Ah. Mie îmi place să mă uit la ecranul stins. Ah. Și e mult mai bine, abia nu te mai mint televiziunile de știri. Na, nu știu, tot nu mi se pare o strategie foarte bună. Trebuie să mai fie o soluție. Ia să vedem. Da, da. Domnul, poftiți. Bună seara, să rămână. Bună seara. Ce faci acolo, domnule? Topor? Sper că nu... Nu, mic, o... Auziți? Dacă tot... Ce s-a întâmplat? Am văzut un copac în curte aici, în spate. Așa, acolo, da, avem un copac, ați văzut bine. Mai aveți nevoie de el, că dacă vă încurcă, îl fac imediat. Cum, domnule? Știți, domnule, vine iarna acum, toată lumea are nevoie de lemne și adun și eu, domnule, de... Pot, du-te, da. Domne, de aici, să ne tai nouă copacul, nu ai venit, asta mai lipsea. Distrugi natura acum aici, pe stradă. Am întrebat. Nu se poate. Dar masa asta, domne, că văd că e solidă, în lemn masiv, mai trebuie, domne, adică... Cum, domne, abia am cumpărat-o, asta e a doua ediție pe care o facem la ea. Haide, te rog eu frumos, termină cu astea, extraordinar. Acum trebuie noi să fie vorba... Să știți că mesele astea mari așa din lemn masiv și... Nu prea să mai poartă, domnule. Pot să vă scap de aia dacă... Haide, domne, te rog eu frumos, haide, gata, să o bagi matale pe foc sau ce? Hai, ieși din platou, te rog eu frumos. Adică poți să tai copacul din curte? Nu poți să tai nimic! Pleci fără să tai copacul, te rog eu frumos. Am întrebat. Haide, afară, incredibil. Am întrebat, mă scuzați. Incredibil. Da, incredibil ce risipă. Domnul, stați așa, dacă mai tăiați lemne, să vă leg la un dinam. Ok, mulțumesc. Cu alți cetățeni ne vedem mâine.